Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit într-o seară de luni, da, de primăvară. Cel puțin la Brașov astăzi s-a simțit așa mai multă primăvară decât zilele trecute, în care pot spune că a fost iarnă în toată regula. Și în această seară, cum am anunțat deja, ne-am propus să discutăm despre secretele astrologiei japoneze. Această tematică este în premieră pentru România, adusă de Nelu Vicleanu, care o să ne povestească acuși cât mai multe despre el, pentru că vrem să aflăm cât mai multe secrete și despre astrologia japoneză, dar și despre Nelu Vicleanu. Și venim în premieră așadar cu această tematică. Noi discutasem deja și o să vedeți că sunt foarte multe lucruri interesante care vă pot ajuta în viața de zi cu zi, de la unde să vă duceți, cum să vă duceți, când să vă mutați, când să călătoriți și nu numai. Și vă invit pe pagina noastră, dacă aveți întrebări sau dacă, da, pe tematica noastră, curiozități, nu știu, dacă apar nelămuriri pe parcursul discuției noastre, cu drag vă puteți alătura nouă și ne puteți adresa întrebări. Așadar, îți urez bine ai venit, Nelu, bună seara! Bună seara, bine te-am găsit, Alexandra! Mă bucur că ai acceptat invitația mea și provocarea. Am văzut că tu ai mai ținut încă o dată acest curs. Am aflat târziu de el, e drept, și am zis că trebuie să-mi îndeplinesc rolul social de unul și să aduc această unicitate și în comunitatea Alexa Event, și îți mulțumesc că ai acceptat. Da, și eu mulțumesc și m-aș bucura ca toată înțelepciunea acestui sistem astrologic să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că este un sistem astrologic foarte vechi. Din păcate, puțin cunoscut și asta chiar la nivel global. În acest sens și puține cărți sunt sau puține materiale sunt despre această veche astrologie, care la origine, în fapt, este chinezească. Ea a fost acolo apanajul împăraților și a consultanților acestora, care sub amenințarea pedepsei cu moartea ei trebuia să păzească secretele acestei științe, dar cu timpul ea s-a răspândit, mai ales în anii 70. Occidentul a avut acces la această cunoaștere și în prezent este cunoscut în Occident ca fiind sub denumirea de Nine Star Key, iar în Orient ca astrologia Feng Shui, iar în Japonia Kyusei Kigaku, care înseamnă de fapt studiul celor nouă stele, a energiilor celor nouă stele. Deci vorbim despre un sistem astrologic foarte vechi, care în același timp este și foarte simplu, spre deosebire de alte sisteme astrologice. Aici nu avem nevoie de ora nașterii, este suficient să știm doar luna nașterii, anul nașterii și ziua, dar fără oră. Spre deosebire de astrologia chinezească originară, aici nu facem deosebire între sexe, adică okay. În momentul în care calculăm harta, e valabil și la fete și la băieți, da? Și pentru genul masculin și feminin, asta e o deosebire de astrologia chinezească și nu avem nevoie de tabele complicate, de efemeride, niște tabele și niște calcule foarte simple, care chiar o să vi le spun acum. Codul astrologic sau harta astrologică presupune un număr de 3 numere. Ea se cheamă acest sistem astrologie, dar nu este în ceea ce înțelegem noi în sens tradițional astrologie. Adică nu ne bazăm pe niște influențe planetare, stelare, care... Chiar era o întrebare... Mă întrebase astăzi cineva, aș vrea să particip, dar nu știu, trebuie să știu astrologie sau am nevoie de cunoștințe? Deci nu. Aici pur și simplu harta astrologică, codul nostru astrologic este format din 3 numere, care înseamnă 3 stele. Aceste stele sunt un număr de 9. Steaua 1, apă, steaua 2, pământ, steaua 3, 4 sunt de lemn, steaua 5, pământ, steaua 6, 7 metal, steaua 8, pământ și steaua 9, foc. Deci vedem, sunt 9 stele, 9 energii, 9 arhetipuri,
9 portrete psihologice, așa cum este similar și în astrologie, cele 12 zodii, aici avem 9 stele, fiecare cu caracteristicile sale proprii, pentru că aceste energii sunt asociate cu un anotimp, cu o lună, cu o oră, cu o culoare, cu o trigramă. Cei care cunosc metafizică chineză, pentru că ar trebui să spunem... Lămurește-ne cu trigramă. Da, pentru că aici ar trebui să spunem că această știință astrologică, da, spre deosebire de astrologia europeană, care se bazează pe influența astrelor și care analizează perioadele de revoluție ale astrelor și influențele lor asupra oamenilor, aici astrologia japoneză este mult mai holistică, ea analizează energii mult mai largi, de fapt ea studiază energia cerului și energia pământului. În metafizica chineză se consideră că există o energie a cerului, a pământului și a omului, o energie a cerului care coboară de sus, care de fapt sunt radiațiile tuturor planetelor, constelațiilor, iar toate aceste radiații, toate aceste energii care vine din cer, este modulată de către cele 7 stele din carul mare și de către steaua Vega și steaua Polaris. Și această modulare a energiei Universului creează anotimpurile, creează condițiile climatice de pe Pământ. În același timp, din miezul Pământului pornește o altă radiație, o altă energie, da? Care ajută la creșterea copacilor, așa cum de sus avem forța gravitațională. Și aceste două energii, energia cerului și energia Pământului, combinația lor afectează propria noastră energie, care este ca o amprentă la momentul nașterii. Deci în momentul în care noi ne-am născut, la data nașterii, luna, anul, ora, pur și simplu noi atunci am fost impactați de o energie care a rămas în alveolele noastre pulmonare, așa numitul aer rezidual, prima respirație, ne-a amprentat corpul nostru și atunci noi purtăm amprenta energiei din acel moment. Pentru că fiecare an, fiecare lună, fiecare zi, fiecare oră are propria sa energie. Iar această știință este de fapt studiul acestor tipare repetitive, acestor modele ciclice ale energiei în timp. Pentru că totul este o dinamică, totul se schimbă, numai că repetă un anumit tipar. Primăvară, vară, toamnă, iarnă, zi, noapte, dimineață, prânz, după amiază, seara, totul se repetă în acest univers. Da, exact. Și noi asta facem în cadrul astrologiei japoneze, studiem aceste energii care se modifică în permanență. Cum ai spus tu, ieri era primăvară, ieri era iarnă, astăzi este primăvară, dar toate aceste anotimpuri și toate fenomenele naturii, toate condițiile meteorologice au un impact asupra noastră, direct sau indirect. Fiecare anotimp vine cu anumită energie. Primăvara, da, copacii înmuguresc. Vara, florile înfloresc. Toamna, fructele se coc. Iarna, frunzele cad. Deci acestea sunt energii ale anotimpurilor, da? Care ne afectează și pe noi. Pentru că și noi, la rândul nostru, trecem prin anumite perioade ale vieții. Dar frumusețea acestui sistem este că este foarte simplu, foarte practic, foarte ușor de înțeles. Spuneam, harta presupune 3 stele, 3 numere. Primul număr este numărul cel mai important, se cheamă numărul adult. Și acesta îl putem afla din anul nașterii. Adică noi ne-am născut în fiecare într-un anumit an. Adunând ultimele două cifre ale anului și reducându-le între 1 și 9, putem să aflăm primul număr din codul. Uite, putem să dăm un exemplu. Putem lua, uite, eu sunt 1988. Ca să fie practic 1988. Și pentru cei care ne ascultă. Deci, o persoană născută în 1988 adună ultimele două cifre, 8 și cu 8, 16, 7, și scade această cifră 7 din constanta 10. De 7 minus 10 egal cu 3. Eu sunt născut în 1973. 7 și cu 3, 10, reducem, am spus, între 1 și 9, 1 și plus 0, 1, 1 minus 10, 9. Deci primul meu număr din codul astrologic este 9, da?
O persoană născută în 80. 8 și cu 0. 8, 8 minus 10, 2. Deci primul număr este 2. Super. Acum trebuie să facem o precizare. Fiind vorba de astrologia japoneză, care are la bază, în fapt, astrologia chinezească, ea se bazează pe calendarul chinezesc. Calendarul chinezesc, spre deosebire de calendarul gregorian, nu începe, anul calendaristic nu începe la 1 ianuarie, ci începe la 3, la 4 sau 5 februarie. Ca atare, foarte important, persoanele născute între 1 ianuarie și 5 februarie ar trebui să-și facă calculul luând în considerare anul precedent. Dacă tu ești născută între 1 ianuarie și 5 februarie, da, atunci... Da, cum e cazul meu, că sunt născută în 30 ianuarie. Da, deci nu mai luăm 88, da? Luăm 87. Luăm 87. Și atunci 8 și cu 7 ne dă 15, 6, 6 minus constanta 10, obținem 4. Acest prim număr pe care l-am obținut este cel mai important număr. Este asemănător soarelui în harta astrologică europeană. Da? Este considerat numărul de bază, numărul primar. Acest număr intră în acțiune în principal după vârsta de 18 ani și se va menține până la sfârșitul vieții. De aceea se mai cheamă și numărul adult. Acum această vârstă de 18 ani a fost luată ca reper pentru că se consideră că atunci omul capătă libertate, capătă independență, este responsabil pentru sine, nu mai este dependent de părinți. Deci în momentul în care tu ai devenit independent, intră în acțiune numărul adult. Însă se întâmplă ca numeroși oameni care trăiesc într-un mediu familial problematic, cu părinți divorțați, cu părinți decedați sau absenți, atunci aceste persoane activează mult mai devreme acest număr adult, da? Pentru că ei nu se mai bucură de copilărie, pentru că copilăria este dată de cel de-al doilea număr. Deci perioada de la naștere până la 18 ani... O în mod normal, standard. Da, da? Ținând seama de luna nașterii. Fiecare lună din an este guvernată și ea la rândul ei de o stea, așa cum fiecare an, da, care începe conform calendarului chinezesc 3-4-5 februarie, până pe 3-4-5 februarie anul viitor și, de exemplu, anul acesta este un an 4, da, e un an cu steaua 4 în centru, este foarte important de precizat că în formulă folosim constanta 10 pentru persoanele născute între 1900 și 1999. Persoanele după născute 2000? 2000 până în 2100 vom scădea constanta 9. Da? Uh-huh. Ultimele două cifre ale anului, da? 23, 2 și cu 3, 5, minus constanta 9, obținem că anul acesta este un an 4. Da? Anul viitor... O să aflăm la curs cum anume și de ce anume e 9 sau 10 și așa mai departe. Da. Nu dăm toate secretele, deci, aici pe masă. Formula este foarte simplă. Majoritatea dintre noi, între 1900 și 1999, ultimele două cifre ale anului de naștere, care le scădem din constanta 10. După 10. 2000, constanta 9. Cel de-al doilea număr, spuneam, este un număr care îl găsim în funcție de luna naștere, în funcție de luna în care ne-am născut. Anul are în mod normal 12 luni. Noi avem 9 stele. Deci vor fi 9 luni în ordine cronologică de la 1 la 9, dar mai rămân următoarele a căror energie se repetă. Adică se suprapune o parte din luni să le regăsim de două ori într-un an. Ca să știm în ce lună, atunci trebuie să ne uităm în niște tabele și să vedem în funcție de steaua care guvernează anul nostru, în funcție de steaua noastră adult, ne uităm în tabele și vedem luna ianuarie cărei stele îi corespunde, luna martie cărei stele îi corespunde. Bine, la curs o să învățăm o ecuație foarte simplă. Putem să grupăm numărul adult 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, deci în trei grupuri, adunăm constanta 5 și apoi reducem 1 plus 4 plus 7 plus 5, reducem la o singură cifră și acea cifră este steaua cu care începe anul respectiv. Adică întotdeauna... De exemplu, cum este anul acesta? Un an sub steaua 4. Dacă adunăm 1 cu 4 și cu 7, deci 1 cu 4 și cu 7, 5 și cu 7 ne dă 12, plus constanta 5, 17, 1 și cu 7, 8. Întotdeauna, în anii 1, 4, 7, ani care guvernează anul universal,
luna februarie va începe cu cifra 8, cu stea 8. Și de aici merge 8, 7, 6, 5, pentru că anii, ca și lunile, merg în sens descrescător. Da? Anul trecut a fost un an cu steaua 5, anul acesta e cu steaua 4, anul viitor va fi 3, 2, 1, iar 9, 8, 7. Și în acest mod descrescător merg și stele. După ce calculăm cel de-al doilea număr, cea de-a doua stea, care spuneam, este numărul copil. Dacă primul număr este cel mai important, este numărul nostru adult, numărul primar, care evocă personalitatea noastră de bază, talentele, abilitățile, caracteristicile noastre cele mai importante, care sublinează aturile noastre, care sublinează slăbiciunile noastre, în funcție de care ne alegem cariera, în funcție de care stabilim profilul nostru în relații, în compatibilitate, cel de-al doilea număr, numărul copil, este cel care, spuneam, acoperă perioada de la naștere până la 18 ani și evocă sinele nostru emoțional. Ne dă informații despre reacțiile noastre emoționale în situații de stres. El se mai cheamă și numărul interior. De asemenea, este numărul care evocă abilitățile noastre de comunicare. Deci cel de-al doilea număr este foarte important, numărul copil evocă partea noastră emoțională, cum reacționăm noi în situații de stres, modul nostru de comunicare și pur și simplu evocă copilul din interiorul fiecăruia. Asta vreau să zic, că ne duce la legătura cu copilul interior, practic. Da. Acel copil care iese la suprafață, mai ales în situații de stres. Da? Pentru că noi toți în copilărie am avut niște vise, am avut niște aspirații, da? Și în momentul în care suntem adulți și vedem că avem tot felul de obstacole, de piedici sau avem dificultăți să facem alegeri, atunci ne întoarcem la expresia noastră de copil și lăsăm copilul din noi. Acest copil din noi vine cu anumite emoții, pentru că fiecare din aceste stele au asociate câte o emoție și noi putem să calculăm. Având numărul adult și numărul copil, putem să calculăm care este răspunsul nostru emoțional instinctiv în situații de stres. Adică există 9 căi, da, ca de manifestare a emoțiilor noastre. Și pornim cu frica, care este asociată cu steaua 1, cu 2, îngrijorarea, cu 3, furia, cu 4, furia extremă, cu 5, confuzia, 6, durerea, 7, tristețea, 8, paranoia și 9, isteria. Și noi putem să vedem care este răspunsul nostru emoțional. Da? Când uităm de caracteristicile noastre de adult și ne transformăm și în punem copil. În evidență expresia a copilului. Apropo de asta, dacă îmi dai voie, înțeleg că vine și cu partea aceasta în care ne spune, ok, asta este emoția ta de bază ca și copil, dar ne spune astrologia japoneză și cum anume să gestionăm sau cum anume să abordăm toate aceste emoții, spre exemplu, dacă vorbim de latura de cifra copilului, cum îi spui tu. Da, sau numărul copilului. Da, ca idee, acum nu o să povestim tot, da, dar ca idee, ne poate ajuta? Da, foarte mult, foarte, foarte mult, pentru că noi atunci va trebui să dezvoltăm calitățile pozitive ale numărului copil. Deci noi, în mod normal, în situații de stres, dezvoltăm partea negativă a stelei, da? Dar noi, fiind conștienți care este răspunsul nostru emoțional în situații de stres, pentru că toți trecem la un moment dat prin suferințe mentale, prin suferințe emoționale, ca urmare a unei pierderi, a unei despărțiri, a unui divorț, a pierderii cuiva drag. Deci sunt atâtea lucruri care ne creează suferință. Noi, fiind conștienți de emoția noastră negativă, și învățând la modulul 2, când vorbim despre emoție și sănătate, bolile care pot decurge, că o persoană care este tot timpul intră în modulul de tristețe, normal, dezvoltă depresie, afecțiune ale plămânilor, deci o să vedem care sunt și bolile care decurg. Super. Din putem această să ne înțelegem prelungită. Practic bolile, pentru că sunt multe persoane care... Deci am pus întrebarea aceasta. Sunt foarte multe persoane de-a lungul timpului în cursuri care vin, culeg tot felul de informații, dar apare tot timpul întrebarea. Ok, am înțeles informația, dar am nevoie să știu și cum o aplic. Că uite, poate să-mi zică informația asta. Frumusețea acestui sistem astrologic este că el vine cu remedii, vine cu soluții, vine cu recomandări.
De exemplu, dacă știm că este o emoție care ne afectează, de exemplu, frica ne afectează rinichi, da? Cei care au steaua înțelepciunii 1, o altă stea care derivă din cele două, din numărul adult și numărul copil, de fapt este aceasta din pătratul ușu care este în mijloc, de o parte și de care este de o parte și de alta, are steaua adult și steaua copil. Aceasta a înțelepciunii ne spune că în momentul în care tu suferi de frică, ai probleme cu rinichii, vine și ne spune când funcționează rinichii. Păi rinichii funcționează, ora apei este între 15 și 19 seara, iar rinichii între 17 și 19. Și atunci noi va trebui să facem exerciții de hrănire a rinichilor, de îngrijire a rinichilor în intervalul 15-17. Deci noi venim cu soluții în sensul că punctuale. Să spunem când va trebui să ne îngrijim de acea energie și ce ar trebui să facem noi. Cum ar trebui să fie alimentația noastră? Da? O alimentație de apă, să facem plimbări șerpuite, să folosim culoarea albastru sau negru, care este culoarea apei, să încercăm să facem din somnul nostru cel mai bun medicament. Deci pentru fiecare stea, pentru fiecare emoție, pentru fiecare stea a stresului, acest sistem astrologic vine cu soluții, vine cu recomandări, vine cu exerciții. Deci vom face foarte multe exerciții, de exemplu de hrănire, a organelor din corp. Splină, pancreas, stomac, inimă, rinichi, ficat, vezică biliară, pentru că toate aceste 9 stele despre care noi vorbim, ele sunt de fapt cele 5 elemente, da? Teoria celor 5 elemente care stă la baza metafizicii chineze alături de teoria yin-yang, de energia qi. Și aceste teoria celor 5 elemente, teoria ciului, a energiei, a pranii, da? Cea care curge peste tot, da? Și teoria yin-yang, ele stau de fapt la baza întregii metafizici chineze, pornind de la acupunctură, da? Pentru că aici vorbim de energia de prana care este localizată în cele 7 centre energetici, în chakre, vorbim despre acea energie care circulă prin meridianele de acupunctură, deci pornind de la acupunctură. Și la Aikido, la Zen, la aranjamente florale, deci tot edificiul metafizicii chineze se bazează pe această teorie a celor 5 elemente. Iar când vorbim de cele 5 elemente, apă, lemn, foc, pământ și metal, fiecare are asociate niște organe în corp. Apa, rinic, vezică urinară, pământul, stomac, splină, pancreas, lemnul, ficat, vezică biliară, focul, inimă, intestin subțire, metalul, plămâni, intestinul gros. Și noi vom învăța exerciții despre toate aceste organe, când să facem acele exerciții, care este perioada cea mai bună. Și vedem cum putem să aflăm foarte, foarte multe informații. Acum, așa răspundem cumva, iartă-mă cumva și la întrebarea Elenei, oferă aceeași claritate ca astrologia europeană sau răspunde la aceleași întrebări? Am putea să facem o paralelă, aduce ceva în plus sau răspunde diferit sau... La întrebarea aceasta. Ar trebui ca toate sistemele de divinație, pornind de la numerologie, astrologie, tarot, care folosesc data nașterii, toate ar trebui să dea același răspuns. Da? Corect. Pentru că pornesc de la aceeași bază. Da? Numai că fiecare îmbracă informația, da, folosind anumite simboluri. Aici, când vorbim de astrologia japoneză, vorbim de teoria celor 5 elemente, dar noi în fapt spunem foarte, foarte multe lucruri, numai că această astrologie se deosebește de cea europeană prin simplitatea ei, da? Prin sfaturile foarte utile și practice, adică nu este doar o descriere a personalității, da? Uh-huh. Unde aici putem spune că astrologia europeană eșelează. Te descrie foarte bine ca și destin, ca și personalitate, dar nu neapărat că vine cu soluții, cu exerciții, cu recomandări, cu meditații, da? Cu culori. Deci noi aici avem foarte multe sfaturi practice. Deci cursul din prima zi o să facem meditații. Cum o să putem să recunoaștem o persoană? Pentru că, dacă spuneam, fiecare din aceste 9 stele este asociat cu un anotimp, cu o lună, cu un interval orar. Și, de exemplu, steaua 1 este iarna, este luna decembrie, este intervalul 23-1 noaptea. Dacă o persoană este născută sub steaua 1, numărul adult,
Apoi cel de-al doilea număr, numărul copil, 1. Deci deja vezi o persoană noapte-noapte, o persoană introvertită, o persoană singuratică. Îți închipui și îți imaginezi că acea persoană este, ca să poți să realizezi caracteristicile acelei persoane, ieși în miezul iernii, între 23 și 1 noaptea, într-o noapte în care este foarte frig, peste tot este zăpadă, auzi o apă acolo care abia clipocește, pentru că totul este înghețat. Ești într-o noapte întunecată, doar stelele strălucesc. Și ce faci tu atunci? Atunci faci introspecție, ești cu tine însuți, accesezi sinele tău profund. În acel moment tu ești mai detașat de tot ceea ce este în jurul tău și atunci ai o viziune mai impersonală asupra tuturor circunstanțelor vieții tale. Și atunci capeți un sentiment de independență. Și așa sunt persoanele 1, ele sunt independente, da? Sunt mai singuratice, nu comunică, nu vorbesc, se simt diferite față de ceilalți oameni. Iar noi nu facem decât să ne imaginăm, să ne transpunem în mijlocul naturii. În opoziție, o persoană care are steaua 9 foc, 9 foc este asociată cu miezul verii, cu mijlocul zilei, da? Când există foarte multă activitate, există foarte mult entuziasm, există activitate socială intensă, florile se ridică, totul este în aer și atunci și acele persoane au nevoie să fie văzute, au nevoie să se întâlnească cu prietenii în opoziție cu cei da, care sunt născuți sau sunt asociați cu intervalul orar 23-1 noapte. Aici este între 11 și 1 ziua, când oamenii sunt foarte activi, da? Sau se pregătesc de masă, de socializare, discută. Da? Ei sunt ca soarele pe cer, strălucesc foarte mult, au nevoie de recunoaștere. Și vedem, făcând aceste mici exerciții, da? Încercând să accesăm natura și să facem acele asocieri între data nașterii și anotimpurile, perioadele din zi, anumite culori care sunt asociate, putem să obținem foarte multe informații despre o persoană. Deci putem potența foarte mult timpul, practic, și resursele pe care le avem, pentru că de multe ori se întâmplă să pui în practică anumite exerciții, cum spui tu, dar dacă nu le pui în momentul potrivit, prielnic ție, că asta înțeleg de aici, da? Așa cum ție, în funcție de ceea ce ți este dat în viața aceasta, da? Atunci știi, o să zici, aoleu, de ce n-am rezultate? Da, pentru că, exact cum bine ai spus, acum noi descriem codul astrologic, cel format din cele trei stele, spuneam steaua adult, steaua copil și cea de-a treia, care este un număr exterior, care arată personalitatea noastră în exterior, care este un eu fals, să spunem așa, superficial. Prima impresie, da? Când te întâlnești cu un om pentru prima dată, acesta proiectează numărul exterior, da? Cel de-al treilea număr. Însă, ca să-l cunoști pe o persoană mai bine, trebuie să stai să lucrezi cu el și abia atunci poate îi descoperi cel de-al doilea număr. Iar numai persoanele care cu adevărat le cunoști foarte bine, îți dai seama de adevărata lui natură care e dată de primul număr, număr adult. Pentru că închipuiți că o persoană are codul 7, 6, 6. 6 este o persoană foarte serioasă în exterior. O persoană la muncă foarte conștiincioasă, harnică. 6 corespunde ca trigramă tată, un om disciplinat, organizat. Când ajungi să-l cunoști mai bine, lucrezi cu el, îți dai seama, cel de-al doilea număr 6 chiar așa este. Însă în interiorul lui profund este 7. 7 care este mezina, este jucăuș, este pus pe șotii, pus simțul umorului, dar trebuie să-l cunoști foarte, foarte bine. Pentru că tot am spus de mezina. Aceste stele, 9 stele, spuneam, sunt asociate și cu trigramele. Ce sunt trigramele? Cel mai vechi tratat de divinație din lume și care este o comoară inestimabilă a omenirii este I Ching-ul sau Cartea Schimbării. Da? Și acolo descoperim termenul de trigrame, de hexagrame. Trigramele sunt în număr de 8. Ele sunt asociate cu membrii unei familii tradiționale chinezești. Deci avem 8 trigrame care sunt asociate cu 8 stele. Steaua 5 nu are trigramă, în schimb 1, 2, 3, 4 și 6, 7, 8, 9 au câte o trigramă și ele sunt asociate cu un membru al familiei. Când vorbim de steaua 2, vorbim de mamă. Când vorbim de steaua 6, vorbim de tată. Acestea ca arhetipuri. Apoi, avem fiul cel mare,
fiul mijlociu și fiul cel mic. De asemenea, avem fica cea mare, fica mijlocie și mezina. Deci tu când spui că ești un patru, da? Patru este fica cea mare, da? Cel de-al doilea număr presupunem că este doi. Adică avem fica cea mare și mama. Sau putem să avem 9, 1, 7. Dacă ai codul 917, vedem avem 9 foc, 1 apă și 7 metal. Deja avem 3 energii total diferite. Deci acea persoană, prima dată, prima impresie 7, o vezi ca pe mezina. O persoană jucăușă, amuzantă, pusă pe șotii, distractivă, care îi place să guste din orice, pentru că 7 este asociat și cu recolta, cu toamna, când hai să ne distrăm, să bem un păhărel. Apoi, 9, dacă este cel de-al doilea număr, o persoană foarte sociabilă, o persoană înflăcărată, pasionată, entuziasmată, care pune accentul pe frumos, pe estetic, pe vizual. Dar în interiorul ei profund este unul, o singuratică, da? Că spuneam, unul este asociat cu miezul nopții, cu iarna. Și atunci această persoană poate să fie și foarte inconsecventă și poate să arate diferite fațete ale personalității sale. Deci vedem cum putem să obținem o mulțime de informații despre noi ca personalitate, analizând aceste, doar aceste trei stele. Ceea ce spuneai tu mai devreme ține de partea de, progresie, de harta progresivă, dacă putem să spunem. Adică avem harta natală, harta personalității, cele trei stele, dar avem și harta progresivă. Pentru că, până la urmă, astrologia este o cale de a găsi cea mai bună sincronizare. Să fii la locul potrivit, la timpul potrivit și să faci ceea ce este cel mai potrivit. Deci noi identificăm cu ajutorul acestui sistem astrologic oportunitățile cele mai bune de ca acțiunile noastre, ca deciziile noastre să aibă cele mai bune rezultate. Iar pentru asta, pentru că spuneam că acest sistem astrologic reprezintă studiul modelelor ciclice care se repetă conform legilor naturii. Așa cum știm că după primăvară vine vară, după vară vine toamnă și toamnă iarnă, așa și aici. Dacă luna aceasta este steaua 6 în centru, da? Luna următoare vine steaua 5, luna următoare steaua 4. Eu am o anumită stea care ea se găsește la un moment dat într-una din cele 9 case. Și atunci, pornind de la teoria celor 5 elemente, care presupune un ciclu de creație, apa hrănește lemnul, lemnul hrănește focul, focul hrănește pământul, pământul metalul, metalul apa, dar există și un ciclu de control. Apa stinge focul, focul topește metalul, metalul distruge lemnul, lemnul controlează pământul, pământul absorbe apa. Iar eu dacă sunt un element de foc și mă aflu într-o casă de apă, nu mă simt bine. Apa aceea mă stinge pe mine și atunci eu când trec în luna următoare și sunt în casa 1 apă, nu mă simt bine fiind foc. În schimb, dacă trec printr-o casă de lemn, 3 sau 4, lemnul care mă hrănește pe mine foc, atunci eu mă simt foarte bine. Deci avem harta astrologică a personalității și harta progresivă. Adică noi, în fiecare an, în fiecare lună, în fiecare zi, în fiecare oră, trecem printr-o anumită casă. Adică casa e ca și cum este anul personal în numerologie. Da? Fiecare, într-un anume an, trecem... Cu anumită energie, cu anumite cerințe, da, cu anumite provocări. Cu anumită vibrație. Și da, ca și în astrologie, aici avem 9 case personale. Fiecare casă personală vine cu o simbolistică asociată acestea. Ce ar trebui să fac eu într-un an 1? Păi anul 1 am văzut ce înseamnă. Iarnă înseamnă miezul nopții. Atunci, într-un an 1, visez, proiectez, nu demarez acțiuni, nu plec în călătorii, da? Dar în momentul când vine anul 3, 3-ul este asociat cu primăvara, pentru că apa este, 1 apă este iarnă. 3-ul este începutul primăverii. 4 este primăvara târzie. 9 este focul. 7 este toamna timpurie. 8-ul este toamna târzie. 1 este iarnă, da? Iar pământul, el poate să facă parte, este așa numitul timp 2, la schimbarea anotimpurilor, poate să fie de fiecare dată când se schimbă anotimpurile și atunci acea perioadă este cea mai problematică din punct de vedere a sănătății și, după cum ai observat, când se schimbă anotimpurile, oamenii se îmbolnăvesc, răcesc. În același timp, 2 fiind pământ, înseamnă stomac, splină, pancreas, și cei care sunt bolnavi de diabet vor înregistra mereu
o criză, da, vor avea probleme mai mari cu glicemia în perioadele de trecere de la un anotimp la altul. Așa și noi, când calculăm anii personal, când ești în anul 1, ești în iarnă. Ce faci iarnă, da? Stai acolo în hibernare, da? Meditezi, stabilezi proiectele pentru viitor, încă nu demarezi lucrurile. Când ajungi în anul 2, începi să construiești o fundație. Dar când ai ajuns în anul 3, treiul care este asociat, spuneam, cu primăvara, da? Când mugurii, lăstarii, da? Reușesc să iasă la suprafață, atunci trec la acțiune. Da? Atunci îmi pun toate planurile în practică. Apoi putem să ajungem în anul 5, anul 5 care este la mijloc între 1 și 9 și când ești în anul 5, acesta este un an karmic, da? Un an cu suișuri și coborâșuri, un an imprevizibil, așa cum a fost omenirea anul trecut. Deci anul trecut, noi ca și civilizații, am fost într-un an 5. Anul 5 este un an care statistica a adus războaie, 1914, 1941, când războiul a devenit mondial, 1950, a izbucnit războiul din Coreea, 1968, ofensiva Tet în Vietnam, apoi avem 1986, dezastrul de la Cernobâl. Deci totul se repetă, totul este ciclic. Da? Anul acesta este anul 4 vânt. Am văzut ce a însemnat uraganele, furtunile, da? Vroiam chiar să întreb, da? Ce o să fie în anul ăsta. În Ungaria, da? La noi am văzut ce dezastre face vântul anul acesta, iar statistic, anii de 4 lemn, 4 vânt, aduc numeroase accidente feroviare. Am văzut în Grecia, am văzut în Olanda, am văzut chiar la noi, da? Când vine anul 3, cum e anul viitor, statistic aduce cutremure. Deci fiecare an, da, aduce o anumită energie și vine cu anumite fenomene care noi nu le-am descoperit într-un glob de cristal, ci pur și simplu analizând anii care au fost guvernați de aceeași energie. Dar totul se repetă. Deci totul se repetă. Și deci fiecare dintre noi, anual, trecem printr-o anumită casă. Poți să fii într-un an de iarnă, într-un an de vară, într-un an de primăvară, când ai intrat în anul 3, da? Atunci treci la treabă, da? Demarezi afacerea la care ai visat, pe care ai pregătit-o. Pentru că aici fiecare sămânță pe care o pui într-un anumit an va încolți în următorii 9 ani. Iar această ciclicitate, această periodicitate se reflectă și la nivel de lună. Nu are impactul profund pe care îl are anul personal, e adevărat. Influența lunii este mult mai subtilă. Cea a zilei chiar este poate neînsemnată. Și mai subtilă. Nu folosesc zilele. Dar dacă tu știi că ești într-un anume an, de exemplu în anul 8, anul 8, care este un an 8 pământ, este un an de revoluție, de transformare, de schimbare a stilului de viață. Și când te uiți că vine și luna 8-a, atunci tu deja ești conștient că acea lună este... Se intensifică. Se intensifică totul. Apoi știi că într-o lună 1, 2, trebuie să stai mai cătinel, să stabilești planurile, proiectele. 3, 4, treci la acțiune. 5 este o lună karmică, trebuie să fii foarte atent, nu faci călătorii în acea perioadă. 6, 7 este perioada de recoltă. Da? E perioada în care tu poți să-ți pui în evidență abilitățile de conducător. 6 fiind tatăl, în acea lună arăți că ești un factor de decizie, că faci alegeri, că ești hotărât, că știi ce vrei, că ai grijă de cei din jur. Iar când ajungi în luna nouă sau anul nou, este anul de recunoaștere. Culegi laurii, da? Este anul în care tu ești peste tot, apar la televizor, ții cursuri, te duci la conferințe. Dar în anul 1 stai mai liniștit, da? Introspecție, mai cu mințel. Deci vedem cum avem partea de previziuni, care este foarte importantă și care putem să o folosim. Eu luna îmi calculez în ce lună sunt, pentru că aici mai avem un aspect, un capitol pe care nu-l regăsim noi în alte sisteme astrologice, este vorba de știința direcțiilor, de știința călătoriilor. Chinezii considerau călătoriile ca fiind o armă. Ei, când stabileau o călătorie, analizau starea vremii, anotimpurile, personalitatea, starea de sănătate și alți factori. Ei au constatat de-a lungul istoriei că mai ușor popoarele din nord au cucerit popoarele din sud. Și de asemenea au constatat istoricii antici că a încercat să cucerești lumea mergând împotriva soarelui, adică mergând de la vest la est, întotdeauna te confrunți cu eșecul. A încercat Napoleon
Da, a încercat Hitler, da? Sau un pot moni când au încercat să atace, da, din vest în est. În schimb, când europenii s-au dus în America, foarte ușor au colonizat America. Și pornind de la observații pe care le-au făcut de-a lungul miilor de ani, ei au creat această știință a direcțiilor pe care noi o vom învăța în cadrul astrologiei japoneze și vom alege care este direcția noastră cea mai bună pentru a face o mutare. Dacă vrem să ne schimbăm domiciliul, țara, orașul, continentul sau să ne schimbăm locul de muncă, noi putem să calculăm care sunt direcțiile cele mai favorabile care ne sprijină pe noi. Aceste direcții tot timpul se modifică. Nu avem direcții a priorici. Și atunci noi, la capitolul direcții, vom învăța cele 7 direcții periculoase în fiecare an, cum să le evităm, ce ar trebui să facem, care sunt criteriile pentru a alege direcția noastră cea mai bună. În fiecare an există o direcție, Sai-ha, care aduce tot timpul eșecuri, despărțiri, separări și această direcție este inversul direcției asociate anului respectiv. Anul acesta este un an de iepure. Iepurile se asocia cu direcția est. Întotdeauna când suntem într-un an de iepure, vestul, direcția opusă, este o direcție nefavorabilă. Și atunci, dacă vrei să te muți anul acesta de la Constanța la Timișoara, gândește-te de două ori și în același timp încearcă să vezi lunile în care ai putea să te muți. Poți să faci o mutare care poate să-ți aducă eșecul în carieră sau poți să faci o mutare care să-ți aducă ție foarte mult succes. De exemplu, dacă relația cu partenerul tău nu este o relație, începe să scârci, atunci propui partenerului un concediu. Dar te uiți că acel concediu să-l faci într-o direcție care este favorabilă pentru voi doi, care este favorabilă relației voastre. Dacă știi că sudul este o direcție neprielnică în acel an sau când v-ați programa voi concediu, atunci îi spui, draga mea, hai mai bine să mergem la munte, hai să mergem în Bucovina, nu mergem la mare. Da? Dar de ce? Așa simt eu. Dar tu, știind această știință a direcțiilor și alegând acea direcție favorabilă și petrecând concediu împreună, acel concediu poate este șansa de a reabilita relația, de a salva poate o căsnicie. De asemenea, putem să alegem o nouă direcție de mutare, dar dacă avem un membru al familiei care este foarte bolnav sau care suferă de ani de zile, va trebui să alegem o direcție care este favorabilă, care hrănește steaua lui copil. Da? Și atunci putem să vedem că putem să aplicăm această direcție în multe aspecte, inclusiv în domeniul relațiilor. Eu vreau să fac un parteneriat cu un om de afaceri, da? Dar eu mă uit că luna aceasta, steaua mea și cu steaua lui sunt în opoziție și atunci mai aștept. Îl aștept luna viitoare. Dar luna viitoare văd că steaua 5, da, se confruntă cu el. Nu este abordabil nici luna următoare. Atunci mai aștept 2 luni și peste 2 luni atunci pot să-l abordez. Și atunci știu că am reușit să pot să închei acel contract, acea negociere pe care mi-o doream. Deci știința directorului putem să o folosim inclusiv în relații, inclusiv în relații de afaceri. Deci putem să aflăm foarte, foarte multe lucruri știind cele 3 numere și apoi făcând harta progresivă, unde ne aflăm, da, în ce an personal, în ce lună personală, ce ar trebui să facem. Și apoi mai avem iarăși surprize deosebite la acest curs. Putem să descoperim steaua înțelepciunii. Steaua înțelepciunii, care este o stea extraordinară, care evocă perioade de stres din viața noastră, dar în același timp poate să fie și o perioadă foarte creativă din viața noastră. Mari oameni de știință, cei care au mișcat civilizația, cei care au făcut invenții extraordinare, toate acestea, da, le-au făcut în perioade de stres maxim, când erau guvernați de steaua înțelepciunii, pentru că această stea înțelepciunii te ajută în același timp să scoți din tine tot ceea ce este mai bun. Și noi vom afla care este steaua înțelepciunii noastre, care sunt perioadele de stres. În același timp, ce vreau să spun, cursul va fi presărat cu numeroase, numeroase exemple. Cu numeroase exemple din lumea filmului, a artei, din domeniul științei. Și, de exemplu, când o să vorbim despre steaua înțelepciunii, o să vorbim despre celebra prezentatoare americană Oprah Winfrey.
Oprah, o să vedem ce s-a întâmplat cu viața ei când a trecut prin perioade de stres, când era steaua înțelepciunii ei 1 în acel moment. Toate perioadele ei din viață foarte grea. Și așa vom face și cu alte personalități, cu Lady Diana, cu Nelson Mandela, cu Michael Jordan. Și cu noi fiecare în parte. Deci, și cu noi fiecare în parte. Deci putem să aflăm care este steaua înțelepciunii a noastră. Și când vorbim de această stea înțelepciunii, putem să vedem care ar trebui să fie nutriția noastră, alimentația noastră în acea perioadă, care sunt condițiile meteo pe care ar trebui să le evităm, culorile care ne ridică energiile și culorile care ne sabotează cele mai bune eforturi, problemele legate de sănătate în acea perioadă, ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem. Deci acest curs este fascinant pentru că chiar dacă nu ai avea data nașterii, observând comportamentul șefului tău, sau modul cum dansează o persoană. Deci o persoană, de exemplu, de pământ este mai statică, este mai înceată. O persoană lemn totdeauna sare cu mâinile în sus. O persoană care este exhibiționistă și foarte extravagantă, dar care are perioade de dans intens apoi de cădere, este foc. Da? Deci putem să vedem fiecare... Și aerul cum dansează? De... Că mi-ai zis că sunt aer, acum nu. Ești bun? Este bun, da. Da? Cu mâinile pe sus și cu schimbări bruște de direcție. Din aia așa ca vântul, nu? Să dă... Super. De asemenea, o să vă propun niște chestionare. De exemplu, o persoană care este timidă, este emotivă, dar nu lasă să se pară, să se vadă acest lucru, care pune mereu în mesajele textă semnul exclamării, care este foarte impresionabilă, care plânge la filme, la reclame, care poate să facă mai multe lucruri în același timp, care dă din mâini mereu când vorbește. Acea persoană cu siguranță e un nou foc, da? Deci putem să aflăm foarte multe, foarte multe lucruri, însă este un curs care pur și simplu este practic, este util, ne ajută să ne schimbăm. De exemplu, când vorbim despre sănătate, avem modul separat, capitol separat numai despre dietă. Deci în funcție de steaua care ești, asta, care asta sunt elemente, da, elemente care susțin energia, elemente care se coboară energia, afecțiunile, predispozițiile, pentru că noi cu ajutorul acestui sistem astrologic putem anticipa încă de la nașterea unei persoane predispozițiile pentru anumite boli și când vor ieși bolile la suprafață, când se vor agrava. De asemenea, putem să vedem care sunt remediile, care ce alimentație, care sunt exercițiile. Așa cum pentru un lemn, da, care ține de tendoane, articulații, ar trebui stretching-ul. Așa cum pentru o persoană foc aerobicul. Da? Așa cum pentru o persoană de metal ar trebui exerciții de respirație. Și acestea toate le vom învăța la capitolul sănătate, apoi vom vedea cum va evolua starea noastră de sănătate în fiecare casă anuală, pentru că anual noi suntem supuși o anumite influențe. Odată, fiecare casă are intrinsec particularitățile ei, dar aici trebuie să ținem seama și de ciclul de creație și ciclul de control. Cum? În ce relație mă aflu eu cu energia casei respective într-o relație de control, este același element cu mine, mă hrănește, mă controlează. Apoi, un alt aspect care va fi abordat la modulul 1 și aproape jumătate de zi vom vorbi numai despre acest aspect, este dragostea. Deci, compatibilitatea. Pentru că toată lumea își dorește să știe care este sufletul pereche, când este mai bine să te îndrăgostești, când este mai bine să te căsătorești. Da, putem dacă... noi să controlăm când să ne îndrăgostim? Nu putem. Nu putem să controlăm, dar putem să vedem când să înțelegem de ce. Sociabil. Da, mai deschiși și de ce înțelegem anii în care noi suntem retrași, singuratici, cum ești în anul 1, cum ești în anul 8, dacă nu simți nevoia să ieși, nu simți nevoia să comunici, să vorbești. Apoi vedem, o să învățăm despre ceea ce înseamnă o căsnicie armonioasă, o căsnicie de susținere, când unul este apă, celălalt este lemn, când unul este foc, celălalt este pământ. Apoi vedem acea căsătorie armonioasă când suntem ca frații. Ambii suntem colegi de lemn, 3 sau 4, da? Sau ambii suntem de metal, 6-7, dar o să descoperim și căsătoria antagonică,
care înseamnă elemente aflate într-un ciclu de control, lemnul cu pământul, da? Pământul cu apa, metalul iarăși cu lemnul sau apa cu focul. Iar aici avem iarăși un as în mânecă, vedem care este remediu. Eu sunt apă, partenera este foc. Ce facem? Da? Și aici vedem că aducând elementul lemn în relația noastră, noi putem să rezolvăm conflictele. Lemnul ce înseamnă? Înseamnă în primul rând comunicare, dar poate să însemne culoarea verde, poate să însemne să ne facem plimbări zilnic într-un parc, într-o pădure, da? Sau să ne mutăm într-o zonă forestieră, de la munte. Deci putem să vedem foarte multe lucruri interesante și aici iarăși avem foarte multe exemple de cupluri celebre, da? Care au fost foarte compatibile sau care nu au fost deloc compatibile. Avem pe John Lennon, da? Apoi avem pe Prințul Charles. Vedem căsniciile lor. Una este armonioasă, una este antagonică. Pentru că în momentul în care faci compatibilitate, vom lua toate cele trei numere și le vom compara între ele cu cele trei numere ale partenerului. Cum se află? În ciclu de creație, în ciclu de control. Primul număr adult nu este compatibil cu acel alt, dar avem o șansă. Cel de-al doilea număr, numărul copilului, este un număr de comunicare, spuneam, un număr emoțional. Atunci, dacă emoțional ne potrivim comunicare, mai avem o șansă. Apoi, cel de-al treilea număr, da, numărul exterior, personalitatea exterioară, asta înseamnă că, totuși, dacă ele sunt compatibile, noi în societate suntem văzuți ca un cuplu deosebit. Da? Suntem foarte compatibili. Dar doar în societate. Da, dar numai că problema iarăși aici se pune, dacă unul este tatăl și unul este mezinul sau este fiul mijlociu, întotdeauna tatăl va fi cel care ne va controla în exterior. Deci avem pe de-o parte trigramele cu care putem să ne jucăm foarte mult și putem să descoperim lucruri foarte interesante, un 7 și un 8. Este mezina și mezinul. Deci ei s-au căsătorit, sunt foarte compatibili, sunt pământ și metal, dar ei tot timpul se vor comporta ca niște frați, ca acei frați mici. Ei tot timpul vor fi îngrijiți de părinții lor, vor fi susținuți, vor învăța de la alții și ei se vor bucura să facă toate aceste lucruri împreună. Atunci partea de capitolul legat de dragoste este foarte revelator. În plus, fiecare dintre aceste stele am văzut că este asociat cu un membru al familiei, dar asta înseamnă că avem stele masculine și feminine. Da? Deci 1, fiul mijlociu, este o stea masculină. 2, pământ, mama, este o stea feminină. 3, este fiul cel mare, o stea masculină. 4, fiica cea mare, este o stea feminină. 6, tatăl, e o stea masculină. 7, mezina, e o stea feminină. 8, mezina, este o stea masculină. Și 9, fiica mijlociu, e o stea feminină. Iar dacă tu ai în codul tău 7, 9, 2, ești feminin, feminin, feminin. Păi și cum vine asta dacă eu sunt bărbat? Păi înseamnă că toate cele trei numere vorbesc despre o expresie feminină, care tu trebuie să o accepți, să fii tu însuți, da? Pentru că și în relație, ăsta este succesul, chiar dacă pare un clișeu. Dacă eu sunt eu însumi, atunci relațiile mele funcționează bine, dar dacă eu port diverse măști și nu sunt eu, atunci voi avea foarte mult de suferit. Deci, vedem, poți să fii fată și să ai masculin, masculin, masculin. Da? Primele două stele, spuneam că sunt cele mai importante, steaua adult și steaua copil. Și noi mult ne vom axa doar pe aceste două stele. Iar atunci când vom analiza compatibilitatea, vom analiza dacă ești bărbat și ești masculin, masculin, ai un mod de a acționa, ești tot timpul pus pe inițiativă, dar dacă ești feminin, feminin, ești o persoană receptivă, care întotdeauna trebuie să fie împinsă de la spate, nu-ți asumi decizii, nu faci alegeri. Și aceste aspecte de masculin-feminin atunci le putem transpune și în plan sexual și obținem 4 tipologii legat de temperamentul nostru în intimitate. Masculin-masculin, masculin-feminin, feminin, masculin-feminin-feminin. Da? Și atunci vedem persoane care se simt foarte bine în propria lor piele în ceea ce privește sexualitatea lor, este vorba de încrezătorul sexual, apoi cei care sunt pe invers, bărbați care au feminin-feminin sau fete care sunt masculin-masculin și atunci ele încearcă să se remarce, e remarcatul sexual, prin vestimentație, prin accesorii, prin fustițe scurte, prin decolteuri, deci ei știu că au o problemă cu propria lor sexualitate și atunci încearcă să se remarce. Apoi avem rezistentul emoțional și conflictualul strălucitor, da? Cei care sunt au stelele invers. Și vedem afecțiunile care decur, pentru că, de exemplu, o femeie cu steaua 3, care înseamnă energia fiului cel mare, energia primăverii,
are o energie sexuală foarte agresivă, puternică, greu de controlat. Și atunci, pentru o femeie sub steaua 3, sexualitatea ei este un domeniu al vieții mai greu controlabil, mai vulnerabil. Pentru steaua 1 nu este nicio problemă, pentru că apa guvernează exact chakra 1, da? Chakra sexualității, însă 1 întotdeauna este profund și atunci când intră într-o relație prea profunzime. 4 este un idealist, îl așteaptă tot timpul pe prințul călare pe cal, pe calul alb, și atunci 4 poate să sufere de dezamăgiri, răniri când idealul lor nu se materializează, iar ei sunt foarte idealiști, chiar naivi, pot spune despre cei cu steaua 4. 9 este foarte demonstrativ, dar 9 este foc, este până la urmă fica mijlocie. Nu prea este masculinitatea acolo, dar el este plin de enfază, demonstrativ. Atunci noi putem să vedem foarte multe aspecte legate inclusiv de acest lucru și aici iarăși vom da exemple, pentru că aceste configurații, nu numai partea de intimitate, ci și pur și simplu comportamentul nostru, dispozițiile noastre, modul nostru de manifestare se regăsește în această combinație. Da. Deci în 4 zile în total, 2 zile odată un modul și încă 2 zile un alt modul, putem să aflăm extraordinar de multe lucruri, deci nu mi-am dat seama cât de multe lucruri putem de... Acum îmi dau seama câte mai am de știut? Că am zis că știu destul de multe, nu pe toate nici într-un caz, dar am zis că știu multe, dar acum îmi dau seama că nu mai știu așa de multe. Da. Metafizica chineză este foarte, foarte extinsă. Am predat mult timp și astrologia chinezească, cei 400 de învățăm. Asta că am sărit peste a te prezenta. Cine este Nelu Vicleanu? Sunt un veșnic căutător, un veșnic student, pot să spun, da? Și cu cât știu mai mult, cu atât îmi dau seama cât de puțin știu, da? Și o viață nu ne ajunge ca să putem să descoperim și... Pentru că eu am pornit inițial de la astrologia europeană, așa, dacă îmi permiți. Chiar am, cu foarte mult timp am început cu astrologia europeană. Aveam la un moment dat, la 26 de ani, emisiune de astrologie. Și mai aveam nevoie de completare, pentru că nu era suficientă pentru mine. Și atunci am încercat să folosesc numerologia, care totdeauna mi s-a spus, da, numerologia e sora astrologiei, este mai ușoară, este și mai simplistă, dar nici pe departe așa ceva. Și am încercat să completez cu ajutorul numerologiei, după care în 2003 am descoperit astrologia chinezească bață. Și atunci am renunțat la astrologia europeană și m-am axat numai pe astrologia chinezească. Pentru că când vorbim de cele 5-6 principii care se aplică în astrologia japoneză, pe lângă, am pomenit teoria Yin-Yang, Ciul, despre cele 8 trigrame, pătratul roșu. Aici vorbim și despre influențele cerești și pământești, adică despre ramurile care sunt în harta astrologică chinezească și despre tulpinile cerești dintr-o hartă astrologică chinezească. Și cu ocazia aceasta o să vedem, când o să vorbim despre anotimpurile împăratului, o să vedem un împărat care are niște semne zodiacale pe diverse părți ale corpului și noi, în funcție de zodia în care ne-am născut, putem să fim pe abdomen, pe umeri, pe picioare, pe brațe și acolo o să avem niște previziuni. Dar pornind în funcție de unde este localizat semnul nostru de naștere și în funcție de anotimpul în care ne-am născut. Iar la tot ceea ce ține de știința direcțiilor, acolo vom folosi astrologia chinezească. Adică va trebui să știm zodiile chinezești, va trebui să știm fiecare lună, pentru că și acolo totul este repetitiv. Șobolan, bivol, tigru, iepure, dragon și așa mai departe. Apoi, punctele cardinale care sunt asociate și cunoscând aceste noțiuni de astrologie chinezească, care nu sunt foarte complicate, noi vom putea să jonglăm foarte ușor cu ceea ce înseamnă direcțiile. Dar revenind, sunt un căutător, sunt un veșnic învățăcel, student, da? Și pe lângă astrologie, numerologie, și tarot și mi-ajunge, este arhi suficient, este chiar prea mult. Dacă aș fi avut numai numerologia, ar fi fost îndeajuns. Însă
Și noi avem nevoie de confirmări din alte discipline, dacă se poate, pentru că nici astrologia, nici numerologia nu este atot cuprinzătoare, dar nu poate să dea răspunsuri la orice întrebare. Și atunci, dacă poți să mai completezi trei, să numerologia fie cu astrologia. stabilitate, o primă formă de stabilitate, nu să fie Da. din trei surse tot timpul informat. Da, iar astrologia japoneză chiar este foarte ușor de asimilat, nu e complicată, niște calcule foarte simple. Avem un tabel, cuprinde tot ce avem nevoie în acel tabel, sau dacă nu, facem niște calcule elementare, deci avem harta, dar după aceea, experimentând, trăind la propriu energia casei, energia perioadei, pentru că noi pur și simplu să ieșim afară într-o perioadă de vânt. Ce simțim când este vânt? Sau într-o perioadă în care fulgeră, tunetul, da? 3 este tunetul, 4 este vântul. Sau să urci pe un munte, să fii acolo, să întruchi pe steaua 8. Viziunea care o ai asupra, cum te simți singur acolo pe vârful muntelui? Sau, așa cum am spus, vara, da? Să ieși în mijlocul verii, să simți pur și simplu energia verii, dar pur și simplu să simți energia primăverii, a toamnei. Da? Când te plimbi prin parc, primăvara, ce simți? Cum vezi mugurii, vara, când florile sunt înflorite, toamna, când copacii încep să schimbă culoarea, da? Iarna, când au căzut toate frunzele. Pentru că aici noi vorbim despre natură și, de asemenea, astrologia chinezească se bazează tot pe știința naturii. Da? Pentru că așa au putut chinezii să ajungă la acea înțelepciune și să creeze acest calendar chinezesc care are 5.000 de ani, da? Deci numai după aceea să ne dăm seama de înțelepciunea lor. Noi uităm, când spunem China, spunem praf de pușcă, spunem artificii, busolă, dar uităm de calendarul chinezesc. Deci un calendar care este extrem de precis și care îl folosesc de mii de ani și pe baza căruia noi facem harta astrologică și chinezească și japoneză. Super. Deci ne vedem la curs în două module. Am să le dau un share screen unde găsesc informația pe site, pe alexaevent.ro. Da? Vor găsi unde se pot înscrie. Poți aleagă primul modul și după aia să vină și la al doilea sau să le ia pe ambele din prima. Primul modul va fi în 13-14 mai 2023, iar al doilea în 3-4 iunie. Deci cumva vă dăm așa un timp de analiză, de aprofundare între cele două module, plus că oricum o să aibă acces la înregistrare, să poată aprofunda și să poată să... Știi că poate pentru tine care ești obișnuit deja pare simplu, eu sunt sigură că este simplu, dar totuși necesită un exercițiu, ca în orice de altfel. E nevoie de un picuț de practică. Așadar vă invităm și cu drag la curs. Și dedicare și pasiune. Da. Păi se vede că am zis că vorbim așa în 30 de minute, nu că ar fi fost limitat, că nu am neapărat o limită, dar ideea este că atunci când ai început să vorbești, am zis, no, ce întrebări să mai pun eu când zice tot fără să-l întreb nimic. Și dă și în plus. Da, s-a văzut pasiunea și, într-adevăr, și eu, chiar dacă sunt și numerolog și caut să înțeleg și să folosesc mai multe instrumente, pentru simplu fapt că fiecare e unic în felul său, rezonăm cu instrumente diverse, iar oamenii care vin la noi să-i ajutăm în călătoria vieții lor, pur și simplu unii pot să-i ajut cu un instrument, alții cu altul. Eu, de exemplu, alternat și psihologie, mai apelez și acolo. Da? Deci, fiecare se pliază pe necesitățile și nevoile celui din față și ale noastre proprii până la urmă, de ce nu? Eu îți mulțumesc pentru informațiile oferite, foarte multe și foarte utile, chiar dacă, nu știu, au fost persoane care au intrat mai târziu, invit să reia interviul și așteptăm și ne întâlnim în mai și iunie. Și eu abia aștept. Mulțumesc mult încă o dată, mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Am văzut câteva întrebări, dar Nelu a atins cumva răspunsul la acele întrebări. Era ceva de un calcul de ani, ceva de boală, dar ai zis la un moment dat că în funcție de stea și acolo poți să vezi exact da, de ce ai boala respectivă și să o înțelegi. Adică întrebarea este pregenerală. Dacă zici ce boală ai, trebuie să-ți văd și data de naștere ca să înțeleg de ce, nu? Și atunci e practic cazuistică și n-am vrea să expunem pe nimeni în atât de profund și de intim, să zicem așa, da? Dar vă așteptăm cu drag la curs și, nu știu, la alte interviuri, poate mai facem unul până la curs. Vedem. Vedem. Cum se așează lucrurile. Mulțumesc mult, o seară frumoasă, da, o seară frumoasă tuturor. Cu mai drag, bine. Mulțumim. Seară frumoasă.